Salut! Sunt Otto de la Mire TV, iar astăzi este duminică, fraților. Tocmai s-a terminat a doua săptămână din programul meu de slăbit. Otto slăbește sezonul 4. Haideți să vedem câte kilograme am. Mă duc acum să mă cântăresc imediat. Și voi o să vedeți până atunci toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta. Iar apoi o să vedeți și cântarul. Și ne vom revedea aici pentru a trage ultimele concluzii ale acestei săptămâni. Bună dimineața, este luni astăzi, o să începem a doua săptămână de slăbit cu o cafea Jacobs și o să îndulcim cu o linguriță de miere de rapiță. Din asta cristalizată, este foarte bună, este preferata mea, îmi place foarte mult în cafea. Și bineînțeles o să-mi fac și un sirop de cătină, pentru că am nevoie de energie. Chiar se cunoaște când bei cătina asta înainte de sală, te ajută foarte, foarte mult. Îmi dă energie foarte mare, este bogat în vitamina C, ne ajută să înrăcim. Iar aici avem un pachet din ăsta de biscuiți Belvita. Asta o să mănânc înainte de sală. S-a făcut ora 7 seara, fraților, am venit de la sală și mi-am făcut aici o omletă din două ouă, un cărnat l-am tăiat așa feliuțe, cărnat din ăsta de casă, mi-am luat lipii, am pus toată omleta asta pe o lipie și aici mi-am luat niște cașcaval din ăsta de la Lidl. O să punem așa două feliuțe. Și a doua feliuță. O să o rulăm și o să mâncăm cu ayran din ăsta. Are foarte puține calorii ayranul. Și mi-am mai luat aici măsline din astea verzi, gigantice. Poftă bună, vă doresc tuturor. S-a făcut ora 12 noaptea și mi-am luat aici cartofi la cuptor cu carne de porc slabă, tot așa făcută în tigaie, dar fără ulei. Și avem murături din astea în gogoșare în oțet. S-a făcut ora 2 noaptea și o să bag niște dovleac din ăsta cu miere, pentru că mi s-a făcut poftă de ceva dulce. O să dorm mai târziu, probabil. Ia să vedem. Mamă, ce greu curge mierea asta. Hai să mai punem o linguriță, pentru că vreau să fie foarte, foarte dulce. Dacă vă place dovleacul sau chiar dacă nu vă place, vă sfătuiesc să-l încercați cu niște miere de sarcâm, pentru că are un gust deosebit cu mierea de sarcâm. Bună dimineața, este marți astăzi, fraților, și m-am trezit mai devreme, așa că mi-am făcut aici un sirop de cătină cu apă minerală, aici avem un ceai de mușețel cu o linguriță de miere de salcâm și aici mi-am făcut două felii de pâine prăjită cu câte două feliuțe de mușchi din ăsta file și câte o feliuță de cașcaval pe care am împăturit-o în două. S-a făcut ora 8 seara, avem aici două bucăți de cotlet de porc pe tigaie așa fără ulei și un fel de salată din vinete și ardei copți cu niște usturoi. Am terminat, a fost foarte bun, am mâncat fără pâine, uitați cum așa arată salata asta. Și aici acop mai cam niște dovleac, mi-am pus și o bucată de dovleac, o să mănânc sus la laptop, o să îmi pun miere peste, cum îmi place mie, pentru că simt nevoia să mănânc ceva dulce. Și decât să mâncăm prostii, mai bine mâncăm lucruri sănătoase. S-a făcut ora 11 noaptea și am aici o lipie pe care am înfășurat-o cu niște mușfile și cașcaval, niște măsline și un chefir din ăsta cu 9,5% grăsime. Bună dimineața, este miercuri astăzi și mă pregătesc de un antrenament intens la picioare, la sală, așa că mi-am făcut aici un ceai cu o linguriță de miere de salcâm. Aici avem un suc de cătină cu apă minerală. O să mănânc două feliuțe de pâine de casă cu două feliuțe de cașcaval din ăsta la folie și câte trei bucățele de mușchi pe fiecare bucată și o să mai iau și o linguriță de păstură. Și apoi plecăm la sală. Este ora 6:30, am venit de la sală, am aici adita mai porția de ciorbă, a făcut maică-mea azi o ciorbă din asta super șmecheră, cu carne de porc din asta afumată, care îmi place foarte, foarte mult. Ia uitați aici. Abia aștept să mănânc. Cartof, văd că are multe legume, este o porție dublă aici de ciorbă, o să mănânc probabil fără pâine și vom vedea mai pe seară ce mai mâncăm. S-a făcut ora 9 și ceva seara și mi-am luat aici o grămadă de fructe de jos, mi-am luat și un dovleac pe care o să pun niște miere de salcâm
Este extraordinar, vă zic, dacă n-ați încercat, să încercați, este foarte, foarte bun cu mierea asta de sălcăm. Și probabil că o să mănânc peste o oră, două, așa, următoarea masă. Dacă nu voi termina toate fructele acum, o să mănânc și la noapte, după ce o să-mi iau ultima masă. Și să mai punem una, vreau să fie două lingurițe, pentru că îmi place foarte dulce. Este mult mai bun cu miere. Și mă ajută să-mi țin și poftele de dulce în frâu. Ia uitați ce miere groasă și bună. S-a făcut ora 11 seara și avem aici ca seară două bucăți de cotlet și niște salate din asta cu ardei copt, capia și vinete. S-a făcut ora 3 și ceva noaptea, aici mi-am făcut un ceai și sper să ador mai repede. Iar aici mă uit la Survivor pentru că mi se pare că făceam baie, eram în cadă când a fost difuzată emisiunea. Dacă vreți să vedeți și voi toate emisiunile din România fără reclame, le puteți vedea pe site-ul ăsta, clicksud.org. Aici aveți toate emisiunile care sunt difuzate la televizor, se pun imediat după ce se termină și le puteți vedea integral, fără reclame. Bună dimineața, este joi astăzi și o să încep ziua cu o cafea, cu o linguriță de miere de rapiță. De asemenea, voi mânca și o linguriță de păstură, pentru că m-am trezit târziu și nu mai am timp să mănânc. O să mănânc păstură înainte de sală. Plecăm la sală, dar înainte trebuie să mă duc să livrez o comandă în Vâlcea de două borcane de miere de salcâm din asta premium. Super, super bună, ia uitați, fraților. Miere 100% naturală, premiată la târguri. Dacă vreți și voi să comandați, o puteți face de pe site-ul meu www.mieretvo.ro și comanda va ajunge la dumneavoastră acasă în 48 de ore, iar plata se va face ramburs după ce primiți pachetul. S-a făcut ora 8 seara, fraților, și mi-am făcut aici quesadilla cu piept de pui, cu legume, ceapă, cașcaval. Haideți să vedem cum arată. Ah, n-am tăiat-o bine asta. Hai să luăm pasta. Arată bine. Dacă ar focaliza și asta, ar fi excelent. Ia să vedem, bună? Super, și aici avem un sos de usturoi cu iaurt, așa. Un deliciu. Am făcut mai multe. Am făcut și pentru taică-mea una și pentru maică-mea una. Poftă bună, vă doresc tuturor. Haideți, fraților, că am ajuns la mine sus. Până la urmă am mâncat două quesadilla pentru că taică-mea cică mâncase. Am luat aici un honey pomelo. Sper să fie bun, sper să fie suculent, să fie dulce. L-am luat de la Lidl. Ia uite ce mare. E imens, e cât capul meu. O să ronțim din ăsta și mai încolo, peste câteva ore, o să coborâm jos să mâncăm și masa de seară, ca să zic așa. Am avut noroc, fraților, am desfăcut. Ia uite ce mișto arată, câta pulpa. Și e foarte, foarte bun. Nu e din ăla uscat, e suculent. Este foarte bun. Mamă, că e bun ea. Știți batoanele cu brânză dulce dots? E bine, mi-e plac foarte mult și astăzi am găsit la Lidl o chestie de la Pilos care seamănă cu dotsul, cu brânză dulce, pentru că mi-am cumpărat una, să văd cum e. Sunt foarte pofticios și fiind o chestie nouă, trebuie neapărat să încerc. Uitați cam așa arată. Haideți să vedem cum e. Bunicica. Nu e la fel de bună totuși ca dotsul, dar e bunicica. În schimb se simte așa, e foarte grasă, e cremoasă, dar și foarte grasă. M-am uitat pe eticheta, are 381 de calorii pe 100 de grame, deci are foarte, foarte mult, nu prea merită asta, mai ales când ești la dietă, dar na, am luat-o și o să văd cum e. S-a făcut ora 1 noaptea și îmi pregătesc aici o ciorbă de afumătură din asta. Mi-am pus decât o singură bucată de carne. Are multe legume, are și puțin cartofi. O să mănânc fără pâine. Vorbesc mai încet pentru că ai mei au adormit deja și nu vreau să-i trezesc. Iar
După aia o să mergem sus la laptop și până dorm o să mai mănânc din ăsta dovleac. O să pun niște miere așa de salcând peste, pentru că îmi place să fie foarte, foarte dulce. Și mai avem aici niște pomelo. Aproape am terminat un kilogram și ceva de pomelo. Bine, fructoare mai puțin pentru că are o coajă destul de groasă. Dimineața, fraților, este vinerea astăzi și aici mi-am făcut o cafea pe care am îndulcit-o cu o linguriță de miere de rapiță, din asta premium, iar aici mi-am făcut un sirop, nu am mai pus așa multă apă pentru că s-a terminat siropul, trebuie să mă duc jos să-mi iau altul, sirop de cătină, iar apoi ne vom pregăti să mergem la sală. Plecăm la sală, dar înainte trebuie să ducem două comenzi. Ia uitați, avem aici, mi-a comandat cineva o pulpă de cătină din asta premium, cu miere, 100% naturală, foarte, foarte bună, multă energie, multă vitamina C, bună pentru imunitate. Aici avem un polen crud, de asemenea foarte bun, ăsta trebuie ținut la congelator, are toți cei 9 aminoacizi esențiali, proteină vegetală de cea mai bună calitate pentru masa musculară, iar aici avem un fagure căpăcit în proporție de 100%, arată foarte, foarte bine fagurile astea, ia uitați ce frumos arată. Să le consumați cu plăcere. Iar în partea cealaltă avem altă comandă, două siropuri de ghimbir din astea premium. Ia uitați, tot așa cu miere, ghimbir macerat în miere, 100% natural. Dacă doriți și voi să comandați și nu sunteți din Râmnicu Vâlcea, puteți să faceți o comandă pe site-ul nostru www.mieretv.ro, iar comanda va ajunge la dumneavoastră acasă în 2 zile lucrătoare și plata se face ramburs la primirea coletului. Am venit de la sală, ia uite așa, a făcut maică-mea aici, da mai oala de 15 kg de fasole cu ciolan. Mamă, mamă, dar abia aștept să mănânc. Văleu. Și aici ce ai pus? Niște cărniță? De ce cu cărniță asta? Ia să iau. De-aia fumată. Super bună. Și aici tăiem niște varză din asta acră. Și punem niște piper pe deasupra. Și o să iasă perfect. I-am pus o porție, uitați cum așa arată. Am pus aici piper peste varza asta murată. Și aici e cărnița aia, afumată. Hai poftă bună, vă urez tuturor, pentru că mi-este foarte foame și poftă, mai ales poftă. S-a făcut ora 10, iar aici mai am 2-3 feliuțe din pomelul ăsta de ieri, pe care le voi mânca chiar acum. S-a făcut ora 2 noapte, avem aici o ciorbă din tot din asta de afumătură, de oase afumate de porc, cu multe legume, cu cartofi. O să mănânc așa fără pâine, pentru că am mâncat destul de multă pâine cu fasole mai devreme, acum câteva ore când am venit de la sală, și e suficientă pâine pe ziua de astăzi. O să îmi pun puțin hrean din ăsta în oțet. Aici avem două portocale pe care o să le iau cu mine sus la laptop ca desert. Mâine o să stau să editez toate clipurile pe care le-am filmat săptămâna asta cu toate mesele. Este ultima masă, fraților, pe care o să o vedeți. O să ne întâlnim duminică dimineața să vedem câte kilograme am, să mă cântăresc, să vedem dacă am mai slăbit ceva sau m-am îngrășat. Ok, fraților, s-a făcut duminică, haideți să vedem câte kilograme am, să vedem dacă am slăbit ceva și în săptămâna 2. Wow, 114,7. Super bine, am slăbit peste 1 kg. Am avut 116,1 parcă săptămâna trecută. Ia să vedem o dată. Da, 114,7. Super tare. Haideți să mergem sus că trebuie să-mi fac o foaie și să notăm pe foaie, să avem progresul așa notat cum trebuie. Am scris aici, fraților, 114,7 kg, este foarte, foarte bine. Am slăbit 1,4 kg față de săptămâna trecută și am plecat de la 121 de kg pe 3 ianuarie. Mi-am făcut aici tabelul frumos, ia uitați, avem 29 de săptămâni. Să vedem unde putem să ajungem cu kilogramele, cât de jos putem să ajungem cu kilogramele.
1,4 kg este foarte, foarte bine, fraților, pentru că în prima săptămână o stăm la foarte, foarte mult jos. Chiar mă gândeam că nu o să mai dau deloc săptămâna asta, o să mă îngraș câte 1 kg, cum am făcut și în celelalte perioade de slăbit. Am slăbit foarte mult la început în prima săptămână, după care era doar săptămână, poc, m-am îngrășat 1 kg, n-am mai mers. Și după aia am reușit iar să dau câte 1 kg pe săptămână. Sper să mergem așa în continuare, să slăbesc câte 1 kg pe săptămână și să ajungem la o greutate cât mai mică, să vedem până unde putem ajunge. Nu uitați, ca să rămân motivat și să continui perioada asta de slăbire cât mai mult, am nevoie de ajutorul vostru, fraților, trebuie să mă motivați, trebuie să mă susțineți cu un like, cu un comentariu și să vă abonați la acest canal, pentru că nu-l monetizez, o să rămână nemonetizat, nu o să primesc bani de pe canalul ăsta, nu mă interesează lucrul ăsta. Vreau să vă inspir și pe voi să începeți o perioadă de slăbire, să fiți mai sănătoși, să aveți un procentaj de grăsime mai scăzut, să scăpați de obezitate dacă ați fost obezi, cum am fost și eu în trecut, și să trăiți mai mult și mai bine până la urmă, pentru că despre asta este vorba, să avem o viață cât mai lungă și cât mai frumoasă. Slăbitul nu înseamnă neapărat mâncare sănătoasă, pentru că poți să te îngrași cu mâncare sănătoasă, însă eu vreau să și slăbesc, vreau să fiu și sănătos, să mănânc sănătos, dar vreau să păstrez și masa musculară. Toate lucrurile astea trei sunt destul de greu de obținut împreună în același timp, de aceea se numește transformare live și, bineînțeles, pentru că pun câte un clip în fiecare săptămână, vă arăt absolut toate mesele din fiecare săptămână, nu aștept să slăbesc, să treacă un an, doi, trei, după care să scot un clip de 10 minute și să vă povestesc eu vouă cum am slăbit și câte kilograme am avut și să vă pun niște poze. Deci totul se face live, în timp real, în fața voastră. De aceea și am nevoie de ajutorul vostru, pentru că este destul de greu. Ați văzut acolo, pe foaia am trecut 29 de săptămâni, o să fie o perioadă foarte lungă, o să fie cea mai lungă perioadă de până acum și vreau să ajung la cea mai bună forma mea, să vedem împreună cum arăt. Cam atât pentru săptămâna aceasta, vreau să editez repede clipul și să-l urc, să pun și sfârșitul acesta și să-l lipez la clip și să-l urc pe YouTube pentru a-l vedea chiar astăzi. Până data viitoare, ursul vostru vă salută, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ceaa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 a
HDMI versus cut. Eu le obțin, nu cred în destin. Apară fața ta, te aprește în chin. Ești mut ca un manekin. Fără chem, fără bani de bilet, ce poez. E king.